Iulian, el este comisarul Ariel, eu sunt Dupolski. Cine ți-a adus asta pe cap? Bun. De ce crezi că te-am adus aici? Trebuie să fii trecut un motiv prin mine. Auzi, nu vrei să ne apucăm să-l torturăm și să terminăm odată cu căcatul ăsta? Hai, asta fac. Spun povestea. Fără nimic social, fără nimic politic. Dar câte povești ai în care cineva se poartă foarte nasol cu o fetiță sau cineva se poartă foarte nasol cu un băieț? Fratele tău e... înapoiat mental, nu? Nu e înapoiat mental. Se prinde mai greu de unele chestii. Atât. Deci ești tu și cu fratele tău, da? Sunteți apropiați tu și cu fratele tău. Da, e tot ce am! Deci tu și retardatul de frate. Nu e retardat! Viitorul și fratele lui retardat. Fugitul de povestire ca Turian. E doar un copil! Și cine a fost un copil? Nu ar trebui să mai scriu povești cu copii omorâți, pentru că există copii omorâți în realitate? Vreau să ne facă să credem că tot ce avem împotriva lui e că nu ne place cum scrie proză în pula mea. Deschide dracului cutia! Deschide dracului cutia! Ce s-a... A fost odată... peste multe, multe noi și țări... a fost un păcușor verde. A fost. Oricum nu știu să fac povești cum faci tu povești. Mai bine s-ar grăbi și ar termina să te torturez odată. M-am plictisit! Scriitorul într-un stat totalitarist interogat în legătură cu poveștile lui de groază și asemănările dintre acestea și un număr de copii omorâți în oraș. Un număr de copii? Care de fapt nici n-au fost omorâți! Doamne, vreau să am ceva de scris la mine acum. Este o poveste decentă din chestia asta. Mersi. Dacă n-ar urma să ne execute într-o oră. Michal, orice s-ar întâmpla, orice ți-ar face, tu nu semnezi nimic. Și omul Pernei a povestit tot despre meseria lui tristă și despre copiii morți și toate alea. Și omul Pernei a înțeles imediat. Pentru că el tot ce vrea să facă era să ajute oamenii. Și și-a turnat canistra cu benzină pe cap. Dar omul Pernei, cu lacrimi în ochi, a spus, mulțumesc. Și omulețul care mi-a spus, nu e nimic. Și a prins un hibrid. Și omul Pernă a stat acolo și s-a uitat cum se topește omulețul Pernă